Cum a fost examenul la geografie? Foarte simplu, mult mai simplu decât m-aș fi așteptat. Ce subiecte ți-a picat? Recunoaștere de țări, de orașe, capitale, râuri, comparații climatice la Europa și de relief la România. Te-ai descurcat? Da. Sper să 10. Cum a fost examenul la anatomie? Era din punctul meu de vedere, a fost destul de ușor, am avut grile, anatomie și genetică umană. Cât sper să iei? Sper 10. A fost bacalaureatul la sociologie? Destul de ușor. M-am simțit un pic cam rupt de restul colegilor, că am fost singurul din liceu care au dat la materia asta. Ce subiecte ți-au picat? Accesibile. Delicvența și subcultura la primul subiect, iar la următoarele două mai mult să-mi spun punctul de vedere. Cât crezi că o să iei? Băi, un minim 9-9.50. Examenul la logică. Momentan ușor, am știut. Chiar speram să luăm o notă mare, dar a fost ușor în general. Ce subiecte ți-au picat? La examen, ce subiecte ai avut de rezolvat? Păi lucru pe text, adică lucru pe text, așa cu formule, un pătrat, ușor în general. Cât sper să iei? 9-8.50. Examenul la informatică? Destul de accesibil, subiect ușor, cu materia de la clasă puteai rezolva de un 9 destul de ușor, destul de lejer, fără prea mult stres. Cât crezi că o să iei? Undeva peste 9.50.